Veste proastă pentru toți fumătorii. S-au scumpit țigările. Așadar, de azi încolo, aceștia vor scoate mai mulți bani din buzunar. Cel mai cunoscut producător local de țigarete a scumpit cu 50 de bani pe pachet toate sortimentele pe care le comercializează pe piața din România. Magazinele care vând țigarete au început treptat să primească noile liste de prețuri. Astfel, unele mărci costă acum 16 lei față de 15,5 lei anterior. Precedenta scumpire a țigaretelor de la cel mai mare producător local a fost în octombrie 2015. Cu un preț mediu al acestora de 3,5 euro pe pachet, România are printre cele mai mici tarife din Uniunea Europeană. Cele mai mari prețuri sunt în Olanda și Belgia, circa 6 euro pe pachet. Tarife mai mici decât în România se găsesc în Bulgaria, 3 euro pe pachet, la fel și în țările baltice. În țara noastră, 80% din prețul unui pachet de țigarete reprezintă taxe ce revin statului.